genul programului, familie. Următorul program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Doamnelor și domnilor, bună ziua, sunt Vasile Inuț, vă spun bun găsit la City Pulse. Într-un spațiu social în care isteria, musa însoțită de smulsul părului din cap, afectează și sfera culturală, discursul normalității argumentative constituie încă o excepție. Asta scria, în urmă cu vreo două luni, profesorul Daniel Șandru, invitatul nostru de astăzi la emisiunea City Pulse. Domn profesor, bine ați venit! Bine v-am regăsit! Îți spunem că sunteți directorul revistei Timpul, redactor șef la Polis și mai nou ați fost numit și în comitetul director al Fundației Culturale. Încă mie în ceață au și apărut contestații, un lucru, cum spuneați și dumneavoastră în editorialul pe care l-ați publicat în Timpul, isteria, musa însoțită de smulsul părului pare a fi o caracteristică a societății românești. Vorbeam de capitală culturală europeană, e mai mult decât o dorință a ieșenilor, nu e numai o chestie de orgoliu, e mai mult decât atât. Și candidăm alături de 11 orașe, mi se pare, din România. Dacă ați privi acum, care ar fi șansele ca Iașiul să devină capitală culturală? Da, șansele Iașiului erau, și o să explic de ce vorbesc la trecut, foarte mare, aș spune că avea prima șansă, fiind orașul cel mai estic al Uniunii Europene și putând într-adevăr articula pe triunghiul acesta Iași, Chișinău, Cernăuți, o regiune care să evidențieze capacitatea sa culturală. Din păcate însă, așa cum au funcționat lucrurile până în prezent și la nivelul fundației, și o să vreau să revin ca să explic statutul meu în contextul acesta al Fundației și Capitală Culturală Europeană, din păcate așadar, după cum au funcționat până în prezent lucrurile la nivelul fundației, avem de-a face cu o situație care e departe de a fi roz, pentru că ne aflăm la 4 luni de momentul depunerii candidaturilor și cel puțin comparativ cu celelalte orașe intrate și care și-au anunțat candidatura și vor intra în această cursă, noi nu stăm deloc bine. Am avut ocazia să lucrez de curând, acum o lună și probabil acest supliment al revistei Timpul va apărea cel puțin în format electronic, să lucrez împreună cu colegii de la Asociația Studenților Jurnaliști din Iași la o investigație pe această temă a candidaturilor românești la titlul de capitală culturală europeană, așa încât știu destul de bine, zic, maniera în care s-au prezentat celelalte orașe pe parcursul ultimilor 2-3 ani. Mă gândesc în principal la Cluj, unde știm că se întâmplă un festival de câțiva ani încoace, un festival de film foarte important, știm că anul ăsta deține titlul de capitală europeană a tineretului, știm că acolo diversitatea, multiculturalismul, care sunt criterii fundamentale la nivelul Comisiei Europene pentru dobândirea unui titlu de capitală culturală europeană, sunt dezvoltate din plin. Aradul, iarăși mi-a fost dat să particip la Arad în începutul lui aprilie la zilele și nopțile ale Ștefan Augustin Doinaș și sigur într-o ipostază non-formală, o să spun lucrul acesta, am avut ocazia să discut la aceeași masă la care se aflau coordonatoarea proiectului Arad Capitală Culturală Europeană, doamna Lia Faur, profesor universitar și scriitor, domnule Emil Hurezeanu, nu? Proaspătul nostru ambasador în Germania, la acea vreme nu era anunțată candidatura, și la aceeași masă se afla și primarul Gheorghe Falcă. Sigur, dincolo de probleme politice ale domniei sale, subiectele discutate au fost strict legate de șansele Aradului pentru a deveni capitală culturală europeană, fiind susținut foarte important și de Timișoara. Tot ideea aceasta de regiune. Ori am văzut cum se pune problema acolo în mod foarte clar. Primarul Falcă îi spunea, doamna profesor, doamnei Faur, doamna profesor, veniți cu proiectul și eu mă ocup să susțin
în secunda 2 tot ce se poate, cât se poate de transparent. La Cluj tot așa a fost făcut un plan de buget, s-a spus că vor fi investiți aproape 15 milioane de euro, din care contribuția primăriei va fi o parte, cea a guvernului o parte, Consiliul Județean, mă rog, Boc și-a luat angajamentul să bage niște bani și stau și mai bine. Iașiu, Craiova și Timișoara se pare că sunt oarecum pe lista neagră. Iașiu pentru scandalurile care au fost declanșate odată cu arestarea primarului, apoi cu ce s-a întâmplat la fundație. La Craiova a apărut și acolo un tărăboi, au fost și au inaugurat, mi se pare, candidatura într-un club privat din Bruxelles. Timișorenii s-au dus cu țuică și cu slănină, mi se pare, tot așa pe la Bruxelles să lanseze o candidatură și n-a picat tocmai bine, lăsând la o parte faptul că s-au cheltuit niște bani și nu tocmai transparent. Aș fi vrut pentru început, când vorbim de capitală culturală europeană, să spunem că ideea a apărut în 1985 la inițiativa ministrului grec al culturii de atunci, doamna Melina Mâncuri, și de atunci s-a ales în fiecare an de către Comisia Europeană, au fost alese orașe, aproape 50 de orașe până acum, în 30 de ani au fost alese. În 2021, an în care candidăm, vor fi două orașe, unul din România și unul din Grecia. Acolo sunt 6 candidaturi. Și la noi sunt 11. Deci vor fi două orașe. E important de știut că pe o perioadă de 15 ani, România nu mai va mai intra avea șansa să-și depună candidatură. De aceea este o mare oportunitate, să zic, pentru generație chiar. Da, mai ales că avem în urmă cu 8 ani candidatura reușită a Sibiului. Deci iarăși e o oportunitate fantastică să ai în decurs de doar 8 ani posibilitatea de a lucra Sibiu pentru această candidatură. Sibiu a avut și o altă șansă, a primit propunerea în 2004 de la Luxemburg. Noi nu eram în Uniunea Europeană, practic Sibiu nu a concurat cu nimeni. Exact, a participat. Cu atât mai mult a fost un moment fast, pentru că a devenit capitală culturală europeană în momentul în care, sau în anul în care și România a devenit membru al Uniunii Europene. Exact, Sibiu a demonstrat că statutul de capitală culturală aduce teribil de mari beneficii pentru... Da, dincolo de evenimentele culturale, e vorba de infrastructură, e vorba de reabilitarea clădirilor, e vorba de un statut care, într-adevăr, marchează, să spunem așa, destinul european al unui oraș. Domn profesor, aici vreau să vă întreb. Se spune că un euro investit în perioada în care, să zic, un oraș este capitală culturală europeană, aduce 8 euro profit. E un calcul făcut de... Hai să spunem cercetătorii britanici. E un lucru dovedit, cel puțin până acum, și Londra, când a fost, a atras sume imense. Se spune că Sibiu a câștigat din turism în acel an și după aia aproape 200 de milioane de euro. E vorba de foarte mulți, foarte mulți bani. Să spunem că foarte multe proiecte culturale sunt finanțate de Uniunea Europeană. E o goană după bani sau Iașiul, nu știu, cu statutul pe care ni l-am pus și nu numai, ni l-am pus chiar singurei, merită acest statut și merită să lupte pentru acest statut? În mod indeniabil, Iașiul are toate atributele unui oraș cultural. Sigur că există această etichetă de capitală culturală a României, asupra căreia, din păcate, noi doar ne aplecăm din când în când pentru a ne umfla puțin orgoliul și o ștergem de praf. Dar dincolo de asta, din nefericire, nu s-au văzut foarte multe lucruri în ultimii 25 de ani. Din punctul meu de vedere, și evident că fiind punctul meu de vedere e unul pur subiectiv, singurul eveniment notabil s-a petrecut în ultimii 2 ani și este vorba de Festivalul Internațional de Literatură și Traducere. În rest, sigur că sunt reportate succese individuale, însă titulatura de capitală culturală europeană presupune înainte de toate un efort de echipă, un efort de echipă care să transceadă toate dezbaterile politice, care să implice o zonă de consensualitate între tot ce înseamnă societatea civilă, actori instituționali și agenți culturali, autoritățile administrației publice și, în mod evident, specialiști și oameni care se pricep la consultanță pe astfel de proiecte, care să vină alături de această echipă a comunității ieșene. Ori, din păcate, aceste etape până în prezent nu s-au întâmplat. Dacă e să comparăm evenimentele care stricto sensu s-au subîntins proiectului Iașului de a deveni capitală culturală europeană, mă gândesc la Festivalul Internațional al Educației, eu unul n-am văzut nicio reacție internațională sau vreo relatare internațională cu privire la acest festival. A ajuns, iată, anul acesta la 3-a ediție. Mai e o problemă importantă, aceea transparență pe care o aminteați, și eu aș diseca-o pe două dimensiuni. Pe de o parte, transparența decizională,
Nimeni nu știe cum s-au luat deciziile. A fost un simulacru de dezbatere publică cu privire la conceptul acesta pe care l-a adus în scenă fundația. Să spunem că în 2013 la Iași a fost creată fundația Iași Capitală Culturală. Da, și înainte cu un an, europarlamentarul Cătălin Ivan crease o fundație cu o titulatură asemănătoare. Abia apoi primăria a creat această fundație, care într-adevăr plătește într-o foarte mare ceață. De la statutul său, ca regulament intern, eu am intrat în posesia unui document despre care nu pot spune cu certitudine că e cel final. Până la modul în care sunt aleși, propuși anumite, sunt alese, propuse anumite persoane în Consiliul Director și, dincolo de asta, până la statutul pe care îl deține această oră cel care conduce Comitetul Director, pentru că, în continuare, deși e suspendat, e vorba despre domnul Gheorghe Nichita. Sigur că există prezumția de nevinovăție și vom vedea dacă justiția va hotărâ că domnia sa este vinovat sau nu de acuzațiile ce îi se aduc. Dar, dat fiind acest scandal care deja a căpătat reverberații internaționale, de la The Washington Post până la Herald Tribune, a fost amintit cazul de la Iași, nu cred că ne aflăm în situația de a ne prezenta în fața Comisiei Europene cu un dosar de candidatură care să fie gestionat fie și din zona de suspendare de domnul Gheorghe Nichita. Mai ales că, nu știu, în regulamentul, în punctajele, în... eu știu, grila de punctaj, implicarea politică și stabilitatea politică are și ea un rol teribil de important. Plus că primarul trebuie să și semneze chiar acea candidatură. În condițiile în care dumnealui este suspendat, acest lucru este practic imposibil. Mă rog, unii spun că e o chestie doar de procedură, dar ca imagine pentru, e clar că... pentru europeni contează teribil de mult. Și ar mai fi și cea a doua dimensiune de care pomeneam, a transparenței, e vorba de transparența cheltuirii fondurilor publice. Din informațiile pe care le am, ca și dumneavoastră, probabil văzând din presă, știu că s-au alocat anul trecut 500.000 de euro, anul acesta încă 500.000 de euro, dar nimeni nu știe cum au fost cheltuiți acești bani. Pe site-ul fundației sau pe site-ul municipalității nu s-a afișat nici până la acest moment, nu s-au afișat rapoartele de activitate, defalcate, pe acțiuni, cum s-au dus și cum s-au cheltuit banii. Ori toată această obscuritate care plutește în jurul fundației și în jurul proiectului, bașca, scandalurile interne cu domnul Doboș, care își dă, ba nu își dă demisia, ba interimar, ba revine executiv. Să spunem că a fost un... Și așa mai departe. Toate acestea nu fac decât să impieteze, din punctul meu de vedere, nu doar asupra imaginii proiectului, ci și asupra comunității eșenicată. A fost la fundație, a fost un președinte care nu prea am auzit să fi făcut mare lucru, s-a luat, știu, chiar primarul a luat decizia să fie suspendat din funcție, a fost înlocuit cu... Un director executiv. Da. A fost fixat, stabilit, mă rog, propus, ales un altul care... Ca interimar. Interimar, dar care și dumneavoastră și-a dat demisia și chiar a scris pe blog, dați-mi voie chiar să citez, modul șmecheresc, deșmenar de ultimă speță, în care mi-a fost înșelată încrederea, nepăsarea interesată față de cel mai important proiect al întregii națiuni, blatul transparent de la viitoarele alegeri, prestația agramată și ilara caricaturii de primar interimar și trocul evident cu sulfurosul pe personaj PNL. Din păcate, domnul Dan Doboș s-a amestecat în această poveste politică, în această poveste cu ițe care vizează inclusiv structurile de putere de la nivelul celor două partide principale reprezentate, pe de o parte Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal, și din punctul meu de vedere a greșit în această chestiune, pentru că politicul nu are ce să intervină în această poveste. Spuneam, o fundație în care, în al cărui comitet director, consiliu director, sunt în principal reprezentanți politici sau angajați ai primăriei. La momentul acesta, atribuțiile președintelui consiliului director au fost, după suspendarea domnului Nichita din această poziție, au fost redirecționate către domnul Cosmin Coman. Deci o fundație care e condusă de oameni care, cu o singură excepție, poate doamna Camelia Gavrilă, de oameni care nu au dimensiune culturală, cum poate funcționa și cum poate propune un proiect sau, ca să-l citesc pe domnul Nichita, o idee de concept care să fie viabilă, să fie funcțională. Din nefericire, nici domnul Florin Cântic, nici domnul Dan Doboș nu au reușit până în prezent să arate că lucrurile se mișcă într-o direcție care, într-adevăr, să fructifice șansele pe care, repet, Iașul le avea spre a câștiga acest titlu.
Da, și din păcate cu un anumit gen de declarație mai turnăm și gaz pe foc ca să punctăm că, domnule, lucrurile merg prost. Scandalul, da, și... apoi limbajul, ați citat din domnul Dan Doboș. Exact, e vorba de limbaj. Cel puțin discutabil. De asta spuneam că în spațiul social în care isteria afectează sfera culturală și avem mai puține idei. Am fi acceptat poate și un scandal în primărie și să zic, domnule, se mai ceartă între ei acolo, dar să fi văzut un proiect, să fi văzut o idee foarte clară. Poate dumneavoastră sunteți mai apropiat. Ați văzut așa ceva? Există un concept, să zic, pe care Iașiul militează în acel, lăsând la o parte cel de, eu știu, Iași, Chișinău, Cernăuți, acea regionalizare și... Din câte am putut înțelege, pe marginea acelui draft de proiect pe care l-a prezentat domnul Florin Cântic într-o conferință de presă... E o propunere de strategie culturală 2015-2025, da, și conceptul legat de interfața răsăriteană a culturii europene, ideea aceea de hub preluată din limba engleză, și logo-ul, nu acela pe care îl știm cu toți, realizat de președintele UAPH, domnul Felix Apteni. Dar dincolo de asta, lucrurile n-au funcționat, pentru că, vedeți, n-am avut evenimente de relevanță la Iași. Nu am scos sau nu am evidențiat diversitatea culturală. Nu am evidențiat traseul inter- și multicultural al Iașului, încercând să recuperăm din istorie, dar să îl proiectăm spre viitor. Și lucrurile astea sunt foarte importante. De ce vă spun? Nu pentru că aș spune eu, ci pentru că mi-a fost dat să realizez un interviu cu domnul Sergiu Nistor, a apărut în ediția din luna mai a revistei Timpul, un interviu cu acest consilier pe probleme de cultură, culte și centenar al președintelui României și care a fost comisarul guvernamental însărcinat cu coordonarea proiectului Sibiu, Capitală Culturală Europeană în 2007. De asta spuneam, e foarte bine să mai ștergem din când în când eticheta Capitală Culturală a României pe care o are Iașul de praf, dar e foarte important că avem un trecut istoric și o tradiție culturală, dar asta nu e suficient. E necesar, da, sigur, dar nu e suficient, pentru că proiecția de fapt e spre viitor. Și spre viitor privind, întrebarea fundamentală este care e coloratura europeană a Iașului. Ce înseamnă europenitatea Iașului astfel încât să poată accesa acest titlu. Aceasta e chestiunea fundamentală care se pare că până în prezent nu s-a pus. Asta e și ideea, eu știu, proiectului inițial declanșat, să zic, de Melina Mercuri în 85. Proiectul și-a păstrat și motivația, cea de promovare a diversității culturale a Uniunii Europene și a trăsătărilor culturale comune, aducerea cetățenilor aproape de valorile noastre fundamentale prin limbajul universal al artei și al culturii. Există o anumită grilă și priveam câteodată, spuneam, domnule, Bucureștiul s-a înscris, ne ia fața, că au mai multe teatre, toată lumea e centrată la București, nu contează dimensiunea. Paradoxal, Bucureștiul e unul dintre orașele care are cele mai mici șanse. Exact, asta vreau să spun, nu contează dimensiunea unui oraș, sunt cu totul alte valori teribil de importante. Președintele Comisiei pentru Cultură, Arte și Mijloace de Informare în Masă din Camera Deputaților, Gigel Știrbu, declara în urmă cu ceva vreme că niciun oraș din România nu este pregătit să fie capitală culturală europeană, nefiind făcute pregătiri, ci doar declarații politice. Știm totuși de vreo 2-3 ani că avem această oportunitate. De ce ne-am trezit așa târziu? Da, eu mi-aș merge să-l contrazic pe domnul Gigel Știrbu. Eu cred că la ora asta orașul românesc care e cel mai pregătit este Cluj. O spun cu foarte clară responsabilitate. Clujul demonstrează în fiecare an că criteriile acestea importante pe care le-ați spus, în primul rând cel al diversității, cel al multiculturalismului și al interculturalismului, sunt prezente. De la modul în care funcționează universitățile clujene, până la evenimentele și happening-urile mici care se întâmplă la Cluj, evenimentele mari și diversele evenimente de mai mică anvergură. Toate acelea arată un oraș viu. Cum să vă spun, de fiecare dată când merg în Cluj și stau câte 2-3 zile, am ocazia să văd pe străzile orașului, în centrul orașului, tot felul de evenimente culturale de foarte bună conduită, de foarte bună ținută. Dacă noi ne vom, la Iași, ne vom imagina în continuare că tot întorcându-ne ochii spre trecut vom rezolva problema și un trecut de care sigur că putem, cu care sigur că trebuie să ne mândrim, dar repet, e o chestiune necesară, nu însă și suficientă. Cum privim spre viitor? Ce înseamnă interculturalism? Ce a însemnat diversitatea la Iași?
Păi aici avem o problemă, de exemplu. Trebuie să discutăm în termeni foarte clari despre pogromul de la Iași. Că nu am fost o comunitate care să fie foarte tolerantă, să zic așa, și care să accepte diversitatea cu mare, mare ușurință. O facem în prezent? Ce minorități avem noi în Iași? Cum interrelaționează variatele culturi în Iași, dincolo de această titulatură de capitală culturală a României? Iar unul dintre criteriile importante, vorbeam de deschidere europeană și, să zicem, domnule, s-a făcut un festival internațional al educației, care a primit și un statut european în acest an. Să zic, stăm bine la documente. Vorbeați de impact, că n-ați văzut nimic să apară în presa internațională și așa e. Se câștigă mult mai mult la punctaje cu o trupă din Iași care merge undeva în exterior și transmite un mesaj, deci un fel de ambasadori culturali care prezintă și un spectacol oriunde în Uniunea Europeană, decât un mare festival, da, care risipește, să zic, poate uneori bani doar pe plan local. Și încă ar fi bine să risipească dacă are și evenimentele cum trebuie și dacă am ști cum s-au cheltuit acești bani, nici asta nu știm. Exact, nici asta nu știm. De exemplu, la Filit, o parte foarte bună și care poate aduce un punctaj foarte mare e acea parte de traducere din cadrul festivalului, dar festivalul de literatură și traducere, să spunem, și faptul că vin traducători și, știu, traduc lucrările scriitorilor ieșeni și români, are impact foarte mare și asigură un punctaj foarte bun pentru acest demers. Da, și în afară de asta, Filitul și în primul an și în cel de-al doilea, și sunt convins că va fi o ediție și mai bună în acest al treilea an, a avut și impact internațional, adică am putut afla că s-a relatat în marile cotidiane din spațiul european despre ce s-a întâmplat la Iași. E o vorbă, știți cum se spune. Deci se poate. Absolut, da? Se poate. Cu siguranță și Festivalul Internațional al Educației e un lucru teribil de bun pentru oraș. Poate, eu știu, strategia și management cultural trebuie puțin schimbat, dar în rest e un lucru cert. E un festival care poate să contribuie la statutul acesta pe care Iașul și-l propune. Pe 10 octombrie expiră termenul până la care se depun candidaturile. E o anumită procedură, se depun dosarele, în decembrie urmează va fi stabilită o listă scurtă a orașelor care într-adevăr au șanse, abia probabil la anul va fi bătută în cuie și se va stabili. Unii spun că e teribil de târziu, în condițiile în care noi nu avem foarte clar o strategie. M-am uitat, vă spun, pe propunerea de strategie culturală. Am citit două pagini de istorie a orașului, mi-am reamintit, m-am plictisit și am trecut mai departe. Nu e foarte, foarte clar, sunt câteva puncte parcă copiate dintr-o strategie culturală care pot fi aplicate oriunde. N-am găsit aproape nimic, să zic, personal pentru oraș. Da, care e identitatea Iașului ca oraș european? De fapt, asta e problema. Ori gândiți-vă că sunt foarte multe alte aspecte tehnice care, până la ne permite să construim o strategie, nu funcționează. Repet, de la statutul acestei fundații, de la faptul că este controlată eminamente politic, de la faptul că, iată, un funcționar al primăriei, domnul Cosmin Coman, este președintele Consiliului Director, după ce domnul Nichita s-a suspendat, care e dimensiunea culturală a domnului Cosmin Coman? Care e calitatea domniei sale de manager cultural al acestei fundații? Asta vreau să spun, da? Doar calitatea de manager cultural, probabil că fiind unul dintre cei care au organizat foarte multe spectacole, da? Da, sau au chemat invitați, eu știu, cu unele dintre ele de un gust absolutamente îndoielnic. Dar dincolo de asta, sunt oameni care chiar se pricep să facă lucrul ăsta. Sunt oameni care și-au oferit serviciile. Constantin Chireac, spre exemplu, nenumărate rânduri, ultima dată a făcut-o pe scena Teatrului Național, ultima dată de care știu eu, pe scena Teatrului Național din Iași, pe data de 13 decembrie anul trecut, când a primit premiul în cadrul Galei Oamenii Timpului pentru diplomație culturală, și a arătat încă o dată disponibilitatea față de oraș, față de asta e un mister, domnule profesor. Avem oameni care se pricep. Să ne referim doar acum la, eu știu, Dan Lungu, numai puțin scriitorul Dan Lungu, care deja a anunțat că își pune la dispoziția fundației toată expertiza. Și a demonstrat că poate să facă. Da? Are doi prieteni, doi colegi scriitori. Da. Florin Lăzărescu și Lucian Dan Teodorovici. Exact, au făcut o echipă. Deci puteau fi cooptați. Sunt o groază de nume. Îmi vine numele directorului de la operă, da? Beatrice Rancea, care tot așa a avut foarte multe puneri în scenă de succes și a dovedit că poate
poate face. Nu știu, îi vedeam de la început un fel de sfat al bătrânilor, toți oamenii ăștia să-și pună, eu știu, mintea la contribuție, să facă un brainstorming și să ducă Iașiul acolo unde... De ce nu s-a făcut? De ce nu s-a făcut? Foarte, foarte greu de spus. Sigur că la mijloc ar putea exista și un anumit, sau cu siguranță există un anumit interes politic. În mod evident, domnul Gheorghe Nichita a dorit să-și pună la butonieră și această insignă, dar, nu știu, din fericire pentru Iași, din nefericire pentru Iași, habar n-am, domnia sa iese din acest joc și din această discuție, chiar de-ar fi să revină vreodată la primărie și chiar de-ar fi să îi se dovedească juridic nevinovăția. Problema și demonstrația faptului că domnia sa a utilizat o instituție publică în interes personal, pe mine asta mă interesează ca cetățean al Iași. Nu mă interesează povestea de amor. E o chestiune privată, în aia chiar nici nu vreau să discut vreodată așa ceva. Dar faptul că a utilizat o instituție publică în interes personal, asta rămâne de domeniul evidenței. Ori nicăieri nu poți deschide o ușă în Europa cu un domn care face o astfel de chestiune dintr-o poziție publică, dintr-o poziție de primar. Da, mai ales că europenii occidentali au și o altă cultură, o altă educație, ei țin foarte mult la astfel de lucruri. Să spunem că să acceptăm că nu e târziu, că vom plăti oameni din bugetul primăriei, să spunem că banii nu sunt vin din cer, da? E tot din bugetul local, cele 2 milioane de lei, buget anual. Adică banii vin de la noi, de la cetățeni, exact. E limpede. Și chiar am fi vrut să vedem niște lucruri clare din 2013, 2014, chiar 2015, suntem la jumătatea anului și am fi așteptat. S-au cheltuit niște bani, unii spuneau că, domnule, nu mai sunt deloc ca să facem o strategie culturală, să plătim niște experți. Nu mai avem mult din emisiune, eu îmi doresc teribil de mult ca să le vină, celor care decid să le vină mintea la cap, acel comitet director să fie creat, pentru că slavă Domnului avem destui oameni. Vă doresc să aveți putere și mulțumesc, șanse. Mulțumesc, dar m-ați provocat și doar 10 secunde, dacă îmi permiteți. Ați pomenit de bani. Până la urmă, lucrurile mari și importante, mi-aduc aminte, proiectele mari au nevoie de timp. Nu, n-au nevoie nici măcar de mulți bani. Am experiența de la Universitatea Petre Andrei din Iași. În 3-4 ani de zile am făcut 300 de evenimente, din care cel puțin 80 au fost de anvergură națională și internațională. Lucrurile se pot face. Noi, ca agent privat, să spun așa, universitate privată care se implica pentru comunitate și care a devenit pol cultural al Iașului. Deci am făcut mai multe evenimente la un loc decât au făcut primăria și toate celelalte 5 universități de stat. Lucrul ăsta rămâne în istorie, lucrurile sunt arhivate în presa Iașului, așa încât o putem spune clar. Sigur că da, ține foarte mult de organizare, dar când ocupăm niște funcții, doar să păpăm niște bănuți de la primărie și să spunem, doamne, am pierdut, asta e, la urma urmei, e important să participi, da? Cum spunea, de fapt, asta e marea problemă, să nu se întâmple așa. Exact. Spunem, doamne, am participat la o competiție, am pierdut, au fost alții mai buni, nu e nimic, mai așteptăm 15 ani și o să vedem după aia. Nu mai avem decât un minut din emisiune. Știu că pe nemții interesează foarte mult soarta lui Ceaușescu. Ce faceți la Berlin? Da, e vorba de un eveniment organizat de Institutul Cultural Român din Berlin, în parteneriat cu Fundația Konrad Adenauer. Un eveniment care vrea să marcheze cei 50 de ani care se împlinesc de la instaurarea lui Ceaușescu la putere. E vorba despre un eveniment în cadrul căreia vor fi prezentate 3 conferințe pe această temă. În ce mă privește, voi încerca să focalizez atenția publicului căreia mă voi adresa asupra manierei în care intelectualii au contribuit la legitimarea de factură propagandistică și ideologică a regimului. Va fi de asemenea difuzat filmul lui Andrei Ujică, biografia lui Nicolae Ceaușescu, și va urma o dezbatere. Iată că la noi n-am văzut să se organizeze astfel de chestii. Asta spuneam și eu, sunt alții mai mult interesați de istoria noastră decât noi. Noi ne-l aducem pe Ceaușescu ca de un om bun, da? Avem nostalgie, dar uităm ce se întâmplă sau ce s-a întâmplat acum o săptămână sau două, chiar cu politicienii care îi avem în viață. Mulțumesc, domnule profesor Daniel Șandru, doresc succes în tot ceea ce faceți. Vă mulțumesc și noastră, doamnelor și domnilor, atât pentru azi, la revedere.